Exemplul părinților este foarte important. Ce se întâmplă dacă părinții lipsesc de la biserică? Dacă părinții nu iau în serios biserica? Dacă părinții nu se roagă acasă cu copiii? Dacă părinții niciodată nu arată interes față de Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă lucrurile acestea lipsesc din viața părinților, vorbele nu pot să înlocuiască exemplul, cadrul acesta practic în care copilul este crescut. De aceea, atitudinea părinților față de biserică, față de Cuvântul lui Dumnezeu este foarte important. Părinți care sunt maturi în credință, părinți care sunt devotați Cuvântului lui Dumnezeu, vor oferi un exemplu copiilor și copiilor vor crește în credință, vor crește în maturitate. Acestea sunt lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Cu toții avem eșecuri, cu toții am putea să fim mai devotați, să fim mai atenți, dar trebuie să fim atenți la să avem în vedere această putere a exemplului. Puterea pe care o au obiceiurile. Obiceiurile, lucrurile practice, programul, obișnuința pe care o formăm în copii de la o vârstă mică, să vină la biserică, să fie parte a bisericii, să asculte cuvântul, să înceapă să înțeleagă, să învețe catehismul, să dăruiască. Sunt obișnuințe care se formează de când copiii sunt mici. E ca și cum te muți într-o țară nouă și dacă te muți după vârsta de 12 ani într-o țară nouă, întotdeauna o să ai un accent. O să-ți fie aproape imposibil să vorbești fără un accent. Dacă te muți de când ești mic într-o țară străină, copilul care s-a mutat înainte de 12 ani poate să vorbească limba perfect ca și un alt copil care s-a născut acolo. E, la fel este și în cazul bisericii. Aceasta este o limbă, o obișnuință, o viață diferită în care creștem, cu care ne obișnuim și cu cât începe mai devreme această obișnuire în credința creștină și în trăirea creștină, este mai ușor decât dacă ne apucăm la 65 de ani. Nu înseamnă că cineva care vine la 65 de ani nu poate să fie parte a bisericii și să crească credință, dar va fi mai greu, pentru că are 65 de ani de altă viață, de altfel de a gândi și de altfel de a trăi și va fi mult mai greu. De aceea este foarte important să creăm obișnuințe, obiceiuri, moduri de gândire conform Cuvântului lui Dumnezeu pentru copiii noștri, pentru că le va fi mult mai ușor când cresc.